Cred că acum potrivesc foarte bine versetele din Psalmul 34. Cum Psalmul a cântat de David. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cine mi-a rugat și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu tot numele Lui. Amin. Apreciem, dragi tineri, că ați venit astăzi să scutim împreună aici și apreciem și pe cei care vor să rămână beteriști și vor fi nădăjduim aproape de noi în împrejurările acestea, pentru că trebuie să ținem aproape în condițiile date și fie ca să putem ține aproape întâi de Domnul și apoi unii de alții. Dacă aveți Scripturi, vă rog să le deschideți împreună cu mine la textul ce l-am citit din Luca, la capitolul 21, vom mai face trimiteri și la textele paralele din Luca 17 și din Matei 24 și Marcu 13. Și hai să dăm un titlu acestor cuvinte, extras ad literam din cele spuse de Domnul, din versetul 26. La jumătatea versetului scrie așa: în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. Repet. În așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. Domnul a spus ce se va întâmpla cu aproape 2000 de ani în urmă. Tot el a mai spus, citesc în versetul 32, se vor împlini toate aceste lucruri. Și a mai spus, citesc versetul 36, de fapt, care este scopul pentru care le-a spus, scopul pentru care reveluăm și ne pregătim în modul în care le așteptăm, ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla pe pământ. Deci nu e o probabilitate. Ele se vor întâmpla toate. Spune Scriptura aici, în versetul 33, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. În ce sens nu vor trece? Nu vor trece până nu se vor întâmpla, până nu se vor împlini. În așteptarea acestor lucruri și a previziunilor de viitor, pentru că noi știm că toate aceste lucruri au un capăt foarte bine cuvântat. Așa cum scrie aici în versetul 27, atunci va apărea Fiul Omului. Sau versetul 28, când vor începe să întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus, să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Noi vine Împărăția Lui Dumnezeu. Dar cât pentru oamenii care nu cred, care nu au speranța mântuirii, spune Scriptura aici, în versetul 25, oamenii nu vor ști ce să facă. Vor ajunge în situația să nu mai aibă soluții. Opțiunile vor fi sumbre, scenariile în creștere, 1, 2, 3, 4 sau ca alte țări, A, B, C, D, sau știu eu ce alt X, X, Y vor apărea. Sau spune versetul 26, oamenii își vor da sufletul de groază, pentru că vor ajunge să nu mai vrea să trăiască, să nu mai aibă speranță. În aceeași idee scrie și în Isaia, dar este revat și în Apocalipsa, la capitolul 6, și desde la versetul 12, când a unilor pe cetea a 6-a, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur din pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sânge, vestele au căzut din cer pe pământ, cu cați mochinele verzi din pom, când sunt scuturate de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o fasul, toți munții și toate ostroarele s-au mutat în locul lor. Asta e finalul. Și
Știți că Domnul vorbește de un început, dar dumneavoastră aici avem culme. Împărații pământului, domnitorii, capitanii nostrucii, bogați și putere, toți robii și toți oamenii slobă s-au ascuns în pește și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi! Și ascunți-ne față celui ce șoare pe scaunul domniei și al mielului, căci a venit ziua cea mare a mielului și cine poate sta în picioare? Vă amintiți, am citit în Luca 21:36, că noi trebuie să stăm în picioare, să rămânem în picioare. În așteptarea acestor lucruri, vreau să vă prezint patru sfaturi ale Domnului Iisus Hristos. De fapt, sunt patru reacții ale noastre, atitudini corecte, hai să numim atitudini, și toate sunt la patru provocări care încep tot cu litera A, așa le-am nominalizat, să le puteți ține minte ușor. În primul rând, citesc din Evanghelia după Luca, din capitolul 21, toate aceste atitudini încep în text cu cuvintele, să nu, adică să fim diferite ceilalți și să nu fim amăgiți, să nu fim înspăimântați, așa mai departe. 21. Vă dați seama să nu vă amăgească cineva. Căci vor veni mulți în numele meu și poți eu cu Hristosul și vremea este aproape. Să nu mergeți după ei. Abaterea de la credință, sau tot cu apa pe fi, amăgirea în credință. În 1 Timotei, la capitolul 4, este scris tot despre vremea din urmă, sub aceeași idee, 4.1. Și asta mă adresez vouă, în primul rând că sunteți tine, dar e valabil și pentru ceilalți. Tehnologia specifică vremii noastre și în mod deosebit a voastre, vă permite să ascultați tot felul de predici, să citiți orice. Fiți atenți că scopul acestor informații în plan religios este să fiți amăgiți, abătuți de la adevăr. Dar Domnul spune la noi că vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să le crească cu greșelătoare de învățătura dracilor, abătuți de fățărnicia oamenii care vorbesc minciuni. Cum să deosebiți adevărul de minciună? Cum să rezistați în fața acestor provocări? Voi sunteți aici în biserică, slujiți în cântare. Știți ce peisaj religios în domeniul muzicii este în prezent? Poate ați auzit de evoluția muzicii Hillsong. La început pare ceva bisericesc. Că actualmente vârfurile acestor evoluții să se declare așa că atunci când Dumnezeu a trebuit să ia atitudini majore la Sodoma, atâția alți cântăreți care s-au infiltrat prin genul muzicii lor, chiar în rândul necredincioși. Și am fost surprins uneori să aflu, asta de la anumite confesiuni, mărturisiri, că unii tineri nu doar că s-au dus până spre limita muzicii creștine și au trecut și în muzica lumii, cu totul. În ce privește învățăturile, în mod deosebit cele propagate pentru tineri, la anumite show-uri, învățături foarte libertine. Și voi nu aveți experiență. Sunteți tineri, tot al lumii nostru, am fost copii, în credință, ne maturizăm și spune Scriptura în Efeseni 4 că și copiii pot fi duși în coace și încolo. Un om mare care a căpătat greutate, nu
poate fi amăgit ușor. Dar există un secret al celor ce nu vor fi amăgiți, al celor ce vor rezista și nu vor fi amăgiți, al celor ce vor păstra învățătura Domnului care a zis să nu-i credeți, să nu vă duceți, să nu urmați. Iată răspunsul. Îl extragem din Matei din capitolul 24. Citesc versetul 11. Se vor scula mult prorocnicinoși și vor înșela pe mulți. 24. Se vor scula Hristos mincinoși, prorocnicinoși, vor face semne mari și până acolo o să cere, dacă ar fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Mai scrie despre cei aleși în versetul 31. Domnul va trimite îngerii săi cu trâmbițele sunătoare și va aduna pe aleșii săi din cele patru vânturi de la marea cerului până la cealaltă. Deci cine scapă? Doar cei aleși. Cine sunt aleși? Pe aceștia Dumnezeu nu îngăduie să-i rătăcească. Ei scapă. Deschideți cu mine la 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Aici avem un text foarte complet. Observați, vreți să spunem în 2 de la versetul 1, tema este despre venirea Domnului. Scrie în versetul 2 că unii pot fi clătinați și nu mai rămân în picioare. De vreun duh, de vreo formă, de vreo epistolă. Versetul 3. Nimeni să nu vă amăgească. Și acum atenție, de la versetul 8. Se va arăta acel nelegit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea Duhului și va prăpădi cu arătarea venirii sale. Deci va fi în exercițiu când vine Domnul acel nelegit. Arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii. Pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, din această pricină, deci iată motivul, din această pricină, Dumnezeu, cel care nu îngăduie să fie amăgiți cei aleși, va îngădui, va chiar va trimite în sensul că va îngădui o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru că toți cei ce n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. Versetul 13 dă răspunsul în definitiv. Noi însă, preiubiți frate, Domnul trebuie să ne mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și credința adevărului. Deci cine sunt cei aleși? Cei care trăiesc o viață sfântă, care iubesc adevărul, dar cine nu acceptă adevărul care se predică și harul Domnului că la Betel s-a predicat și aveți Biblie. Dacă veți accepta adevărul curat, voi nu veți fi rătăciți niciodată. Lumina vă va păzi de întunericul ce se va așeza pe pământ. Dar cei care au o viață ascunsă, care nu le place adevărul și iubesc, cum am citit aici în Scriptură, și găsesc plăcere în religie, au multe păcate. Ori nu le mărturisesc, ori într-un fel sau altul nu vor să se lase de ele, Dumnezeu va îngădui acei oameni să fie amăgiți. Să vă ajute Domnul să ne ajute pe toți să rămânem în sfințirea Duhului și credința adevărului. Amin. În felul acesta nu vom fi apătuți. O a doua amenințare. Ne întoarcem la textele noastre, Luca, capitolul 21, versetul 9. Când veți auzi de războaie și de răscoală, să nu, din nou aceeași exprimare, să nu vă spăimântați. Pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri, dar sfârșitul nu va fi îndeat. Apoi, anii sunt neam, se va scula împotriva altui neam. Vedeți, sunt conflicte în Oriente imediat, în Mijlociu, în zone imediate, în Balcani, au fost cu imigranți.
O împărăție împotriva altă împărăție pe alocurile vor fi mari cu tremurile de pământ, foamete și ciuni. Vor fi, ce încă nu apărut, arătări spăimântătoare și semne mari în cer. Aici avem de a face cu atacuri foarte puternice. E vorba de război, e vorba de ciun, cum acum am fost atacați de acest virus, am putea spune, între continentul și nu numai. M-am uitat pe o vartă la globul, deodată America de Sud e mai protejată și Africa. Cum vor rezista acestor atacuri? Cum să nu vă înspăimântați? Vă e teamă? Îmi spunea un frate, săptămâna trecută, zice, până au fost 10-15 cazuri, nu m-a fost teamă. Când au s-au ajuns spre 100, parcă mă gândesc altfel. Dar dacă ar fi să vină război, bombardament, îmi spunea cineva, mi-am cumpărat o locuință în Carpați. Și am zis, acolo nu vine nimeni la mine. Și într-o vară, în concediu, m-am dus acolo și nu m-am văzut că a zborat așa la jos înălțime, că el locuia la mare înălțime cu bombardier pe deasupra. Și de a uite, m-a găsit. Nu știu ce se mai întâmpla. Dar zilele din urmă presupun și astfel de atacuri foarte puternice. Ce se fie mai puternic decât război, decât ciumă, decât foame? Cum să rezistăm acestor atacuri? Cum să nu ne înspăimântăm? Dar dacă vom muri, acum nădăjduim să pleacă virusul acesta. Dar pot să fie și situații mai grele. Cum să nu ne înspăimântăm? În astfel de situații și dacă scapă viața, s-ar putea să fie nimicit de locuințe. Uitați-vă la creștinii care au fost în Siria, în Irak. Totul s-a bombardat. Oricum, în final, Pământul cu tot ce este bărbare. Vă amintiți când s-a dus Înger la Lot și a spus, ieși, urgent, în noaptea asta. Dar cum să ieși într-o noapte, lași toate, casă? Poate acum ce tineri nu le-au, dar alții le-au, am muncit, am zidit. Este un sfat interesant al Domnului în Luca 17, cum să rezistăm, ce atitudine să avem. Într-o vreme în care scrie aici de la versetul 27, Luca oamenii 27, beau, se însurau, se măritau, versetul 28, mâncau, beau, cumpărau, veneau, zideau, sădeau. Stă și unul ziua aceea cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă, să nu se pogoare să le ia. Și cine va fi la câmp de asemenea, să nu se mai întoarcă. A, duceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Când vom fi atacați, va trebui poate chiar să ajungem refugiați. Îmi dădeam cazul fraților noștri din Sirie. Sau altor, de fost în sovietică, și au fost deportați în mod crud. Bunicii acelor frați ce au fost din Germania la noi, au fost luași, noaptea cu asalt, veneau autoritățile sovietice, pe bărbații ducea adesea direct în Siberia, ceilalți au fost lăsate, mamele și copiii, în stepa din Kazahstan, îmi spuneau unii dintre ei, cel puțin unii de transporturi, toamna au sosit acolo și au stat în câmp deschis, fără niciun ajutor, fără nicio plătire. Și-au săpat ceva grob în pământ și-au supraviețuit. În asemenea situație, ca să nu te lepezi de credință, trebuie să te lepezi de cele materiale. Să fii pe acoperiș, să nu te întorci să iei pe cele din casă. Să fii la câmp, să nu te întorci să iei ceaia acasă. Dar cum poți să nu te iei înapoi măcar? Să nu fii legat de ele. Încercați să cultivați pentru vremea care trăiți ceea ce spune Apostolul Pavel la Corinteni, capitolul 7, versetul 29. Iată ce vreau să spun fraților, de acum vremea s-a scurtat.
Ăștia zice, cei ce plâng ca și cum n-ar plâng și se bucură ca și cum nu s-ar bucura, cei ce cumpără ca și cum n-ar stăpâni, cei ce se folosesc de lumea aceasta ca și cum nu s-ar folosi de ea. Că chipul lumii acesteia trece. Un frate din Spania a avut o vedenie interesantă, se făcea că poporul Domnului locuia lângă o pădure și au ieșit din pădure viețuitoare, mai mici, să spunem, miepuri, vulpi, cel mai grav, știu eu, șacal sau ceva de genul acesta. Și unii s-au speriat, s-au luat-o la fugă. Și s-a mai împuținat poporul Domnului. Și a zis, Doamne, ce e asta? Apar diferite probleme, scandaluri, supărări, neînțelegeri, nemulțumiri și unii, da, mă las de convenție. Apoi au început să vină din pădure niște lei, tigri. Acum au luat-o la fugă alții. Dar e interesant, simbolul s-a decodat și pe când mergeau la oameni, erau ca niște funcționari de la bancă. Și zic, Doamne, ce e asta? Vor fi probleme de ordine economic, oamenii vor să-și pierde casele, nu vor mai fi stările economice ca și până acum. Și totuși unii au rezistat. Cei care nu sunt legați de lucrurile materiale. Vedenia a continuat cu a treia serie de atacuri. Veneau ca niște mingi așa mari, de foc și se răstopoleau printre credincioși. Și a zis, Doamne, acum cine mai stau? Și deodată visul sau vedenia de noapte s-a întrerupt și s-a spus, cine va trăi prin credință până aici ce s-a arătat. Dar noi vorbeam acum de aspectul material. Foamea te face ca în Egipt să dai tot ce ai, războiul se poate bombarda casa, ciuma poate fi un atac puternic la adresa lucrurilor. Să nu fii legați de cele pământești materiale. Doamne, ajută-ne! În a treia, mă întorc din nou la Luca 21. Spunea Domnul Iisus Hristos, citesc versetul 12, adică exact în continuare. Dar înainte de toate acestea, vă pune mâinile pe voi, vă vor pregurmi, vă vor da pe mână sinagogilor, vă vor arunca în temniță, vă vor turi înaintea împăraților, înaintea decătorilor din pricină numele meu. Aceste lucruri se vor întâmpla ca să fiți mărturii. Țineți bine minte și iar apare cuvântul să nu. Să nu vă gândiți mai dinainte ce veți răspunde. Că nu voi da o gură și o înțelepciune care nu vor putea răspunde nici la împotrivă toți potrivnicii voștri. Veți fi dați în unor până de părinții, frații, rudele și prietenii voștri și vor omorâ pe mulți dintre voi. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar niciun păr din cap nu se va pierde. Prerăbdarea voastră vă veți câștiga sufletele. Agresiune. Acum nu știu dacă părinții l-au bătut când a fost mai mic sau când v-a dat mama sau tata, așa, ultima mea sau ultima palmă. Dar poate să vină vremea, exact cum a spus Domnul, să fim bătuți. În Africa, de exemplu, citeam ce se întâmplă în Nigeria. Un caz, o mireasă împreună cu prietenile ei mergea spre nuntă. Și-au venit, pare mi se, fulani sau de la Bogora, au oprit mașina și cu macetele au omorât pe toate. Se pregăteau să meargă la nuntă. Vor ajunge direct la nunta de sus. Și mai sunt martiri, ultima generație este presărată cu martiri. În prezent, cei mai mulți martiri sunt în Nigeria. Zilnic aproape se moare. Cum să nu te gândești mai dinainte? Nu doar ce să spui și ce ți se poate întâmpla. Am găsit aici un secret, cel puțin așa mi se pare mie foarte interesant. Cei ce vor ajunge să fie persecutați, deci vorba de agresiunea persecuției, să înțeleagă că ei sunt persecutați pentru Domnul Iisus. Așa scrie.
Versul 12, partea finală. Din pricina numelui meu. Versul 17. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. De dragul lui Iisus se poate rezista cel mai bine, că El de dragul nostru și l-a murit. Și unii vor trebui să plătească un preț, am putea spune, similar. El a murit pentru noi și noi murim pentru El. Dar în asemenea momente avem asigurarea, că nu ai cum să te gândești dinainte. Cine va fi, știți cum scrie în Ioan 21, a luat Domnul pe Petru și a zis, tu vei muri ca martir și întreabă Ioan. Nu întreabă Petru, dacă Ioan ce va fi? Ce nu mai treabă? Nu știu care intră în numărul acela. Să nu vă gândiți mai devreme. Să nu trăiți cu teama asta. A povestit fratele Ioan Horoveț. Am auzit el personal când povestea bătrânul la 90 de ani, cum a fost bătut, când i-au căzut toți dinții din gură. Și a spus, atunci am avut cel mai mare har care l-a ministrat vreodată în viață. A zis, nici la rugăciune, nici la descoperire, tiraș polo, nici la predică, nici ciodată n-a avut har patru. O prezență divină extraordinară. A ajuns, a făcut 8 ani în disoare. Dumnezeu l-a sprijinit. Unii n-au mai scăpat din închisoare, alții au scăpat. Dar în toate cele împrejurări se dovedea că Dumnezeu le dădea cuvinte cum să vorbească, cum să se apere, ce mărturie să depună pentru numele Domnului. Toate acestea au scop. Ei se gândesc că ne persecută, dar de fapt noi ne dovedim atașamentul față de Domnul. Și Domnul folosește și astfel de ocazie pentru înaintarea, pentru propagarea adevărului Evangheliei. Cei ce vor ajunge să fie agresați prin persecuție, ne rugăm de acum Dumnezeu să îi întărească. Oricum vor avea mare onoare la învierea Domnului, așa cum scrie în Apocalipsa, capitolul 20. În al patrulea, un alt fenomen care va fi și se va întâmpla și felul cum trebuie să reacționăm, mă întorc chiar la Luca 21, versetul 34. Luam seama la voi înșine. Și iar apare același cuvânt. Ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu muibare de mâncare și băutură și cu mijlocurile vieții acesteia. Și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Aici avem de-a face cu atracția vieții pământești. Adică până una altă, noi un atac prin război aici. Nu este o agresiune de a persecuției. Este încercări de amăgire, de abatere de la libertate. Ce am citit acum, atracția vieții pământești, este. Câte rânduri de haine aveți, fetelor? Nu-mi spune. Câte ce vreau? Câți pantofi și câte sandale? Sau câte perechi de cizme care iarna asta nu le-am în cauza, nu a fost prea frică. Ce proiecte aveți? Ce vă doriți să adunați, să faceți în viață? Poate absorbi, luați care cum vă doriți, fie atractiv, fie poate mai degrabă spus, absorție. Te magnetizează lumea asta. Aveți colegi, vecini, fiecare face, adună. Și cum zice Ieremia, că trudiți neamurile pentru foc în ultima instanță. Dar să nu muncim? Nu, să muncim, că scrie că doi la câmp, unul la dar muncește la câmp, nu? Două la moară, păi face mâncare, s-a dus la plimbare la moară. Dar numai că sunt din aceia, cum vă spuneam înainte, care nu se întorc înapoi la câmp, nu-și legați de lumea asta. S-ar putea unii să trăiască nu cu muibare de mâncare și băutură, cu îngrijorări, dar în fond de aceeași chestiune. E aceeași mentalitate. A unora care își doresc și au, și altora care își doresc și n-au, dar toți își doresc și unii și alții.
De aceea spunea Domnul, citesc din Matei de la capitolul 6, versetul 19, nu vă strângeți comori pe pământ. Dar nu sunt sigur. Sunt foarte trecătoare. Le mănâncă molii și rușinea, le sapă și pe curăcuți. De exemplu, acum, în fața acestei posibile crize economice, cum e mai bine să ținem banii lichidități, să investim în imobiliare, să cumpărăm metale prețioase? Care valută va fi mai rezistentă? Cum vedea, una după alta, toate care. Oamenii se sperie, evoluția burselor, pierdere cum n-au fost în 2008 la unele, la unele burse, chiar de la criza din 1929. Dacă am putea trăi în așa fel încât să fim feriți de îngrijorări. Voi știți, când eu m-am căsătorit cu scumpa mea soție, mi-am dus în casă pe chirii, n-am avut nici aragat în mărut. Un dolap de împrumut de la mătușă. Și abia Beni, al șaselea copil, s-a născut în casa la sacea cu datorii. Nu mai mi-amintesc bine, că de atunci este 30 de ani. Ori am fost credincios, ori naiv. Dar mi-amintesc că nu m-am stresat. Cred că în parte a fost și una așa, da. Că tinerii nu întotdeauna se gândesc ca și părinții. Băi, ce o să faceți? Cum o să fie? Dar lucrurile pot să fie mai riscante de viitor. Cu cât teama este mai mare de evoluția pieței, de fenomenele care vor urma, vor să vă îngrijorați. Unii chiar să spună, nu ne putem căsători în condițiile astea. Sau ce vom face? Ce a spus Domnul? Nu vă gândiți? Ce vom mânca? Ce vom bea? Cu ce ne vom îmbrăca? Cine caută lucrurile astea? Neamul. Așa e că dacă sunt copii orfani, ei trebuie să îngrijească ce mănâncă și cu ce se îmbracă. Dar dacă copiii au părinții. Noi avem cel mai minunat tată, cel mai bogat părinte, numele Lui să fie slăvit. Dumnezeu va rândui dacă mai ține lumea asta, câțiva, nu știu cât, unii să ajungeți mai bogați, alții să fiți mai săraci. Dar nu să duceți lipsă. Nu vă lăsați absorbiți, atrași, până acolo că să nu veniți la urmare, să n-aveți timp de rugăciune, să n-aveți timp de studiu, să trăiți cu stres, frământați, să vă gândiți când altul are și voi n-aveți. Mi-amintesc că eram în 2001 și tot ne-am rugat și aveam nevoie, eram vremea în care nu se puteau aduce mașini mai vechi din afară, deci mai noi nu prea avem bani. Luni și ne-am întors, așa am putut fi copii și ne putem cumpăra un microbus. Și în sfârșit Domnul ne l-a dat pe patru model lung, era bun. Și întreabă cineva pe unul dintre băieții noștri, cu cât a cumpărat după mașina? Copiii erau mici, nu ne-a spus neapărat prețul. Zice, nu știu, dar este bună și ieftină, ca așa ne-am rugat. A fost frumos răspunsul copilului, dar m-a întristat atunci, am auzit pe cineva spunând de un frate care și-a cumpărat o mașină bună și-a zis către un alt băi, toată noaptea dormea, cum a putut să-și cumpere asta așa mașină? Nu poți să fii liniștit că altul are ce faci când nici că e fratele tău la urmă. Dar scrie în Biblia, spune Dumnezeu la evrei, să nu se frământe când alte popoare vor avea. Nu. Și le-am mai spus, dacă voi nu o să lipsiți de la sărbători, temă pentru acasă unde scrie asta. Câtă vreme evreii nu lipseau de la sărbătorile cele trei importante peste an, nimeni nu le va ataca țara. Deci este o relație foarte strânsă între ceea ce avem material și starea noastră spirituală. Unde este inima, acolo este și comoara, sau mai degrabă, deci unde este comoara, acolo este și inima. Repet, cele patru atitudini ale noastre în fața, vă amintiți? În fața abaterilor de credință sau omagirilor, în fața atacurilor fizice asupra noastră, în fața agresiunii, persecuției și în fața
atracției vieții terestre, a felului în care lumea gândește și trăiește. Și închei cu sfatul care Domnul a dat ucenicilor și prin aceasta Domnul tuturor. A spus că toate acestea, sfaturile Domnului, au început cu expresia să nu vă duceți, să nu vă înspăimântați, să nu vă gândiți mai dinainte, să nu vi se îngreuneze inimile, să nu vă îngrijorați. Dar sunt câteva sfaturi date cu să se facă. Zice în versetul 28, când vor începe să întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus, să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Voi sunteți tineri, cu siguranță că urmăresc predica și alții care nu mai sunt tineri, sau și alți tineri, că doar în biserica noastră nu sunteți numai voi. Voi cum vă gândiți, ar fi mai bine dacă ar mai ține lumea asta mult să trăiți 100 și de ani? Sau dacă vine Domnul și o să plecați la El la 30 sau la 40 de ani? Un bătrân de 90 de ani îi zice la unul de 80, să-ți dea Dumnezeu 85 de ani. Și ăsta oare cum iritați, spune, băi, tu ai 90 și mie să-mi dea numai 85. Și bătrânul zice, băi, de la 85 în sus a fost tare. Am zis pe un frate mai tânăr zicând, de la 40 de ani ești în prima garanție. Și încep balamarul, încep puști, încep toate. Dacă va fi, voi să nu mai bătrâniți, să vă uitați ochi în sus, că sus e mai bine ca jos. Dar noi toți să fim pregătiți. Și pregătirea pentru a rămâne în picioare, în fața acestor atacuri, în a avea aceste atitudini în corectie așteptată, vă spuneam și de cele de până aici. Dar accentuez că este și așa, se vechează, dar în tot timpul și rugați-vă. Foarte important. Rugați-vă. Ca să aveți putere. Secretul existenței noastre, a unei atitudini corecte, nu stă în a ști și în a avea putere. Când degeaba când bate vântul, tu vrei să rămâi în picioare. Dacă n-ai putere, rămâi în picioare numai că vrei. Nu, te curcă la pământ. Dar rugăciunea vă face să rămâneți în picioare. Vă place rugăciunea? Oare cum în alți ani când au fost tărâințe, am fost mai puternici poate. Dar acum chiar că e vremea rugăciunii în tărâință. Și cu familie. Folosiți cu intensitate vremea asta, că altfel nu rămâneți în picioare. Am citit despre un credincios care era în închisoare și fiecare zi îl scovea la interogatorul și se repede credință. Așa azi, așa mâine și fiecare dată rămânea în picioare. Și într-o zi s-a repădat. A revenit imediat cu Apostolul Petru. Și s-a întrebat, Doamne, de ce în ziua aceea n-am rezistat? A fost ziua în care dimineața nu s-a rugat. Rugăciunea este mai indispensabilă decât apa, decât hrana. Pe bună dreptate se spune că este respirația sufletului. Rugați-vă neîncetat. Un pilot care a rămas fără oxigen în cabină și până la urmă așa m-a amețit, a ajuns la sol, a zis, eu am știut că omul trece de la o zi la alta. Dar acum mi-am dat seama că unul trece de la o răsuflare la altă răsuflare. Rugăciunea este un fel de răsuflare permanentă. Cunoaște-o personal, învață poate că sunteți undeva la un examen greu și ai vă rugați acolo. Doamne, dă-mi acum inspirație, ajută-mă. Dar când eu zic liber și mergi prin parla, prin bar, sau unii băieți a mers la fost, dar se roagă și atunci, ce să se facă? Să n-audă față, că unde a fost. Dragi copii, în vremurile din urmă, nu mai loc pentru multă joacă. Trebuie să fiu foarte responsabil. Rugați-vă ca să rămâneți în
picioare. Dumnezeu să ne ajute și nouă și vouă, ca să putem trece biruitor peste toate aceste lucruri și să așteptăm venirea Domnului. Ce frumos va fi, spun asta în încheiere. Cred că ar fi sublim, măreț, să vă găsească venirea Domnului la repetiții în timp ce cântați o cântare despre venirea Domnului. Sau să vă găsească în oricare altă împrejurare a vieții, cum spune Scriptura, orice face, să face spre slava Domnului, poate la moară, poate în pat. Aia când te culci trebuie să te asta, când te scoli, zice la a doua strajă, la a treia strajă. Continuați-vă viața, dar în condițiile date, cu ochii în sus, stând pe genunchi, ca să puteți rezista, cum spune în Psalmul 20, să vă ridicați de pe genunchi și să rămâneți în picioare. Dumnezeu să ne ajute și nouă și fraților tuturora. Amin.